cântăreață celebră de la noi se răsfață într-un loc la care mulți doar visează. Este vorba despre Miami, o destinație foarte scumpă, de la care Alina Eremia nu s-a dat înapoi. Cât a cheltuit blonda pe acest lux, dar și cum se distrează, vedem chiar acum. Alina Eremia se răsfață la final de vară într-un loc superb pe plajele din Miami. Destinația este una pe care nu și-o permite oricine, întrucât luxul este unul evident. Cântăreața a plătit nici mai mult, nici mai puțin de $2,500 pe biletele de avion. Nici hotelul la care s-a cazat nu este prea ieftin, deoarece cel mai mic preț de acolo este de $3,000 pe noapte. Da, da, ați auzit bine, $3,000 pentru o noapte într-un pat cu vedere la plajele pline de palmieri din Miami. Alina Eremia se bucură acolo de momente unice alături de prieteni. A good wine in a good company. Ați auzit până acum de o vacanță reușită fără puțin shopping? Dacă da, celebra blondă vă contrazice, pentru că și-a înnoit garderoba numai cu haine din magazinele de fițe de pe coasta Floridei. Și nu a cumpărat doar suveniruri, ci un coș întreg de articole vestimentare, al căror preț a fost de cel puțin $10,000. Doar nu credeți că o vedetă de talia ei se întreține așa ușor. Totuși, apa limpede și nițipul fin care i-au răsfățat corpul merită toți banii, nu-i așa? Rețeta vacanței perfecte pentru Alina Eremia este una foarte simplă, dar destul de scumpă. Cântăreața a avut nevoie doar de o destinație exotică de lux, de prieteni, shopping și de cel puțin $25,000. Sumă care va crește, căci abia a ajuns acolo.